Actorul Alexandru Arșinel a murit ieri la vârsta de 83 de ani. Acesta avea mai multe probleme de sănătate și se afla internat la Spitalul Universitar din capitală. Conform Antena3.ro, marele actor român a fost foarte bolnav în ultima perioadă. Pe 20 septembrie, acesta a fost dus la spital de fiul său din cauza unor escare, iritații ale pielii care apar în cazul persoanelor care stau foarte mult timp la pat. Când a ajuns la spital, starea lui era extrem de gravă. Era de nerecunoscut, avea escare foarte adânci la spate, de băgai pumnul. Inițial a fost internat la chirurgie plastică, apoi l-au mutat la terapie intensivă, au declarat surse din spital pentru Antena 3. Surse din cadrul spitalului au mai precizat că actorul a fost tratat corespunzător. Inclusiv ieri, medicii au făcut tot posibilul să-l țină în viață, însă, din păcate, acest lucru nu a fost posibil. Actorul fusese recent internat într-un centru specializat de îngrijiri paliative, după ce starea sa de sănătate s-a deteriorat rapid. Chiar angajații centrului au fost cei care au solicitat ca Alexandru Arșinel să fie transferat la spital pentru a putea primi îngrijiri medicale de specialitate. Alexandru Arșinel s-a confruntat în ultimii ani cu numeroase probleme de sănătate. În anul 2017, actorul a fost internat pentru probleme cardiace, atunci când i-a fost montat un stent pe o arteră a inimii. De asemenea, el era diagnosticat cu diabet zaharat și hipertensiune arterială. În anul 2013, Arșinel a trecut printr-un transplant renal. Conducerea Spitalului Universitar de Urgență București a transmis condoleanțe familiei durerate. Ieri seară, marele actor Alexandru Arșinel s-a stins din viață în urma unei lungi suferințe. Domnul Alexandru Arșinel a fost internat pe data de 15 septembrie 2022 în Spitalul Universitar de Urgență București și de o săptămână se află în secția de terapie intensivă. Dumnezeu să-l odihnească, relatează Antena3.ro.